Comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu, a declarat astăzi la București că țara noastră a pierdut deja circa 2 miliarde de euro pentru infrastructura de transport. Din păcate, din cele 19,5 miliarde de euro alocate pe fondurile pe care le gestionez, e vorba de politica de coeziune și de fondul de dezvoltare regională, s-au pierdut, de fapt, între 1,8 și 2 miliarde de euro într-un domeniu cel mai sensibil pentru România, cel al infrastructurii de transport. Corina Crețu a mai spus că România a avut o problemă serioasă în absorbția fondurilor europene, încă de la aderarea țării noastre la UE în 2007. România este recunoscută pentru procedurile greoaie și pentru capacitatea administrativă redusă de a atrage fondurile comunitare. Corina Crețu a explicat că nu critică guvernul în ansamblul său, dar este necesar să avertizeze asupra domeniilor unde sunt probleme. Comisarul european a mai afirmat că trebuie privită însă și partea plină a paharului, adică faptul că țara noastră a cheltuit 17,5 miliarde de euro în cadrul politicii de coeziune și din fondul de dezvoltare regională, din care 14-15 miliarde au fost practic lucrări pe teren. Corina Crețu a participat astăzi la București la conferința Euro Impact, organizată de Institutul European din România.